Are un palmares impresionant în domeniul culinar, dar și o poveste de viață pe măsură. De mai bine de 25 de ani, România este a doua casă a lui Chef Joseph Haddad, iar aici a trăit nenumărate momente de bucurie, dar și durerea imensă de a-și fi pierdut soția. Cum a reușit un bărbat rămas singur la 48 de ani să crească 3 copii, după ce soția lui a murit la 42 de ani? Așa este, am un program extrem de încărcat. Dar atunci când ceva contează, îți faci timp și pentru lucrurile personale. Nu întâmplător v-am întrebat despre viața personală. Se împlinesc 15 ani de când v-ați pierdut soția, care s-a stins în urma unei boli cumplite. Aveați doar 48 de ani atunci și 3 copii cărora le-ați devenit și mamă și tată. Cum ați reușit să depășiți momentul? Așa este, eu aveam 48 de ani când s-a întâmplat, iar Ghila, doar 42. Am rămas văduv cu 3 copii, Dor, băiatul cel mare, de 16 ani, Daniela, de 10 ani, și Lipaz, de 3 ani și jumătate. Eu nu știam să mă descurc cu copiii, eram doar cu munca și cu adusul banilor, Ghila avea grijă de casă, de mâncare, de familie. Când a murit Ghila, am rămas singur și am fost nevoit să muncesc și mai mult și să le ofer copiilor tot ce au nevoie. Alături de ei m-am ridicat. Văzând parcursul celor 3 copii ai dumneavoastră, ați făcut treabă foarte bună ca părinte, cu toate că, atunci când ați rămas singur, cu toții erau la vârste dificile. Povestiți-ne ce fac acum Dor, Daniela și Lipaz. Știu că Daniela v-a moștenit pasiunea. Dor este pasionat de IT și are studii în acest sens, Daniela este în Germania și lucrează în același domeniu ca mine, este manager de locație în Berlin, iar Lipaz, momentan, este cu mine, acasă, învață foarte bine și îmi oferă zilnic momente de mândrie. Care sunt cele mai importante lecții de viață pe care li le ați transmis copiilor dumneavoastră? Să își iubească familia, să fie corecți față de cei de lângă ei, să muncească pentru visul lor și să nu renunțe la ceea ce își doresc. Lipaz, Mezina, este o domnișoară superbă, care a împlinit recent 17 ani. Vă gândiți cu teamă la momentul în care va fi și ea pe propriile picioare și poate va alege să plece din țară? Vă sperie singurătatea? Da, recunosc, este normal să mă sperie, mai ales că Lipaz a stat cu mine de când era mică. A crescut foarte mult, sunt extrem de mândru de ea și, indiferent ce decizie ar lua, legat de viitorul ei, eu o voi sprijini și îi voi fi alături.